Alina, Savatina și Rujalina. Sunt numele celor trei personaje din mitologia românească, cunoscute ca și ele, confundate frecvent cu sânzienele. Acestea sunt reminiscențe ale cultelor precreștine ale dacilor, unde, la fel ca și la greci și la romani, existau zeițe, existau nimfe, existau tot felul de zeități pe care creștinismul efectiv le-a șters din istorie. De la greci și de la romani ne-au rămas legendele din mitologia greacă și mitologia romană, dar de la daci, din păcate, nu prea ne-au mai rămas decât câteva elemente din folclor. Sânzienele, Sfânta Diana, Sfânta Diana, erau însoțitoarele unei corespondent tragic al zeiței Diana sau Artemis, corespondentul tragic al Pleiadelor. Iar aceasta este lucrarea mea prin care am redat imaginea celor trei ele, Savatina, Margalina și Rujalina. Mai am o lucrare despre sânziene, dar aceasta momentan este expusă într-o clădire de birouri de pe strada Mihai Eminescu, numărul 108.